Stimați ascultători, programul duminical continuă cu o transmisiune în direct de la Mănăstirea Hârbovăț. În scurt timp va prelua legătura colega Svetlana Sârbu. Și-a binecuvântat Dumnezeu ziua a șaptea și a sfințit-o pentru că îndrânsa s-a odihnit de toate lucrurile sale pe care le-a făcut și le-a pus în rânduială. Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit în Duminica Mare. Astăzi vă invităm să faceți un popas spiritual aici, la Mănăstirea Hârbovăț, pentru a asculta în transmisiune directă liturghia la pogorârea Duhului Sfânt. Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Iulian Proca vă sugerăm să vă faceți timp pentru cunoașterea celor sfinte, pentru lumină și liniște sufletească. Iulian, bună dimineața și bine ai venit la Mănăstirea Hârbovăț. Bună dimineața și bine v-am găsit. Într-adevăr, este o binecuvântare să fim astăzi aici și observăm, așa ca și în alte mănăstiri, că foarte multă lume a venit la acest praznic mare aici la mănăstiri, la fel cum o fac și în alte localități. Deci, vizitând mai multe mănăstiri, am observat că acolo, la slujbe, duminica, de sărbători, vin oameni din diferite localități, inclusiv din capitala Republicii Moldova. Biserica era deja neîncăpătoare la ora la care am venit noi, la ora 8:20. Într-adevăr, și vreau să spun că lumea este dornică de slujbele desfășurate în mănăstirea asta, pentru că aici rugăciunea în mod deosebit se accentuează, călugării petrecând toată viața lor în rugăciune și rugându-se și pentru noi cei care suntem din afara mănăstirii, ca să ne meargă și nouă bine. Și de asta foarte multă lume este atrasă de slujba mănăstirească și este o ocazie binecuvântată să o ascultăm și noi și să o transmitem și ascultătorilor noștri. Vom încerca prin cuvânt și imaginație să le transmitem ascultătorilor noștri și atmosfera deosebită, dumnezeiască, care domnește aici, aerul extraordinar, tei înnebuniți în floare, în armonie cu veșmintele preoților și cu lumânările aprinse, deci o duminică cu adevărat mare, în care doar să ne deschidem sufletul pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Într-adevăr, așa este și cu adevărat este mare și poporul nostru, chiar dându-i importanța cuvenită acestei sărbători, o numește Duminica cea Mare. De asta noi spunem Duminica Mare și... Deși în calendar sărbătoarea de astăzi se numește altfel. Într-adevăr, sărbătoarea de astăzi se numește în calendar Pogorârea Duhului Sfânt asupra apostolilor, dar ea mai are încă câteva denumiri, se mai numește Cinzecime după vechea sărbătoare iudaică, care era sărbătorită în această zi și pe care noi am preluat-o, și se mai numește Cinzecime pentru faptul că este sărbătorită în a 50-a zi după Paște. Se mai numește și Rusalii, după o altă veche sărbătoare, Rozalia, o denumire preluată de, și adaptată creștinismului, dar ea este unică în felul ei și are același eveniment pe care, la bază, pe care îl prăznuim astăzi, pogorârea Duhului Sfânt asupra apostolilor, și în afară de aceasta, tot astăzi mai este sărbătorită și Sfânta Treime în unitatea ei, de aceea sărbătoarea de astăzi se mai numește și Troiță. În unele localități există o asemenea înțelegere acestei sărbători, că ea ar dura 3 zile, pentru că este Troița și de asta trebuie sărbătorită 3 zile, însă noi trebuie să spunem că de fapt, ieri nu a fost o sărbătoare mare, a fost o sâmbătă obișnuită în care se face pomenirea morților. Astăzi este ziua pogorârii Duhului Sfânt sau ziua Treimii, iar mâine, așa cum se obișnuiește după marele praznice pe care le are biserica, este sărbătorită nemijlocit persoana sau persoanele implicate în sărbătoarea de astăzi. Și întrucât este vorba de pogorârea Duhului Sfânt, mâine în mod separat biserica îl cinstește pe... cinstește cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, Sfântul Duh, de aceea ziua de mâine se cheamă ziua Sfântului Duh, astăzi fiind Sfânta Treime și pogorârea Duhului Sfânt asupra apostolilor. La semnificația și istoricul acestei sărbători, precum și la istoricul Mănăstirii Hârbovăț, de unde transmitem astăzi Sfânta Liturghie, vom reveni pe parcurs. Acum să ascultăm ce se întâmplă în biserica de vară a mănăstirii, biserică cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt. Domnului să ne rugăm. Domnului să ne rugăm.
mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și curea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomenim, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cerurile spun slavă Dumnezeu și facerea mâinilor lui obisnuiește tăria. Păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și curea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, vă reamintesc, dragi ascultători, la această oră Radio Moldova continuă să transmită în direct de la Mănăstirea Hârbovâz liturghia la pogorârea Duhului Sfânt. Serviciul divin este oficiat de Arhimandritul Ioan Moșneguțu, starețul mănăstirii. Apropo, mănăstirea își sărbătorește astăzi și hramul și noi realizăm această transmisiune din una din biserici, biserica cea mai veche, biserica de vară cu hramul pogorârea Duhului Sfânt. Iulian, să le reamintim ascultătorilor
ascultătorilor noștri pe scurt despre semnificația sărbătorii de astăzi și să comentezi, te rog, puținele momente care au avut loc de la începutul transmisiunii. De adevăr, acum câteva momente, când am intrat și noi în transmisiune directă, a început Sfânta Liturghie, a început cu binecuvântarea preotului, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, binecuvântare care se dă la începutul fiecarei liturghii și binecuvântare prin care preotul binecuvintează această împărăție spre care suntem chemați noi cu toții spre a o moșteni, căci așa spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cei care vor face voia Lui vor moșteni această împărăție promisă tuturor celor care se angajează pe această cale. A urmat ectenia mare, o ectenie mai lungă, dar și mai plină, nu putem spune că este mai plină de sens decât altele, toate își au rostul lor, aceasta însă este mai lungă, conține mai multe cereri, de asta se și numește mare. Urmează cântarea antifoanelor și în scurt timp va fi citită în biserică Apostolul Zilei și Evanghelia Zilei de astăzi. Apropo de cântări, remarcăm astăzi un cor minunat. Au venit și coriști din alte biserici, din alte mănăstiri. Așa este frumoasa tradiție de hramul mănăstirilor să vină oaspeți. Oaspeții de astăzi sunt coriștii care încununează și dau mai multă culoare cântărilor bisericești și celor citite din Sfânta Scriptură. Într-adevăr, și în mănăstire cântarea bisericească capătă oarecum un sens mai profund, se pare că este mai frumoasă, asta observăm noi și cred că au remarcat și ascultătorii noștri. Cât privește semnificația sărbătorii de astăzi, într-adevăr, așa cum ai spus și tu, Svetlana, este un hram aici la mănăstire, astăzi este hram, dar Pogorârea Duhului Sfânt este un hram, am putea spune, foarte popular în Republica Moldova, multe biserici își sărbătoresc astăzi hramul, pentru că și sărbătoarea pe care o prăznuim este foarte mare și noi, cum spuneam anterior, poporul, dându-i importanța cuvenită, a mai numit-o Duminica Mare, ea numindu-se și Cinzecime și Rusalii și totuși, așa cum ne mărturisește Sfânta Scriptură, astăzi, în această zi, Duhul Sfânt pogoară asupra apostolilor, iar dacă este să vorbim despre semnificația sărbătorii, trebuie să mergem, să începem cu puțin mai înainte, de la pogorârea Duhului Sfânt, când de la înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri, sărbătoare pe care am prăznuit-o acum 10 zile, atunci când Mântuitorul îi adună pe apostolii săi, înainte de a se înălța la ceruri și le dă o mângâiere, îi consolează într-un fel, le promite că le va trimite pe Duhul Sfânt, un mângâietor care va suplini absența, să spunem așa, Mântuitorul Iisus Hristos după înălțarea sa la ceruri și acest Duh Sfânt, dacă acea sărbătoare, înălțarea Domnului la cer, poartă genericul pleacă, dar nu ne părăsește, datorită prezenței Duhului Sfânt în continuare pe pământ, iată că sărbătoarea de astăzi este într-un fel împlinirea promisiunii pe care a dat-o Dumnezeu și ne învață și pe noi că orice promisiune făcută de Mântuitorul nostru Iisus Hristos se va împlini, ori spune însuși Mântuitorul Iisus Hristos, toate vor trece, însă toate câte am spus eu se vor împlini. Iată că știm că în ziua Rusalilor, o sărbătoare iudaică, așa cum citim și în Cartea Faptele Apostolilor, în Ierusalim erau adunați foarte mulți evrei veniți din diferite locuri ale lumii, pentru că această sărbătoare era una inițial cu o conotație agricolă, mai târziu însă era o sărbătoare a legământului și vechii evrei era o tradiție, dar era și obligația lor ca să vină în această zi să se roage în Ierusalim și iată că foarte mulți din diferite părți fiind aici au auzit deodată un vuiet mare, iar acest vuiet s-a produs tocmai în locul unde erau adunați cei 12 apostoli în așteptarea Sfântului Duh. Și ne spune Sfânta Scriptură, din cer s-a pogorât Duhul Sfânt și a stat asupra apostolilor în formă de limbi de foc, iar evreii care erau în Ierusalim s-au apropiat repede de acel loc unde au auzit vuietul să vadă ce s-a întâmplat. Și iată că, odată cu pogorârea Duhului Sfânt asupra lor, apostolii au început să vorbească în limbi diferite sau s-au învrednicit, așa cum numește biserica acest dar al Duhului Sfânt, de darul glosolaliei, ceea ce înseamnă darul vorbirii în limbi, adică trebuie să fim și noi conștienți de faptul astăzi că dacă noi în viața noastră cunoaștem niște limbi străine, știm să vorbim, aceasta nu este doar o capacitate a noastră, este și un dar al Duhului Sfânt, un ajutor dumnezeiesc în acest sens. Și iată că acei evrei se minunau de ceea ce vedeau, apostolii vorbeau în aproape toate limbile pământului și atunci ei
oarecum mirați sau întrebat, oare nu sunt toți aceștia pe care îi vedem noi aici galileieni, atunci de cum îi auzim noi vorbind în limbi diferite? Iată, suntem aici din Mesopotamia, suntem parți, suntem din Frigia și Panfilia, dar iată, fiecare înțelegem graiul nostru. Iar alții luându-i în derâdere spuneau că aceștia sunt plini de must, așa ne spune Sfânta Scriptură, adică sunt beți. Și atunci cel mai bătrân dintre apostoli, cel mai în vârstă, să spunem, dintre apostoli, apostolul Petru, s-a ridicat și a spus: bărbați izraeliți, nu vă fie teamă de ceea ce vedeți, și aceștia pe care spuneți voi că sunt beți nu pot fi beți, pentru că este de-abia al treilea ceas din zi, iar al treilea ceas din zi însemnând de fapt ora 9 dimineața, după vechea împărțeală iudaică. Și ceea ce s-a petrecut aici este de la Duhul Sfânt. Petru a vorbit despre Mântuitorul Iisus Hristos, despre tot ceea ce a avut loc, despre cum a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos și despre promisiunea lui de a trimite Duhul Sfânt și despre împlinirea promisiunii lui. În urma acestui eveniment a avut loc, deci acei care au ascultat cuvântul lui Petru l-au întrebat ce trebuie să facem, iar Petru i-a spus să vă pocăiți și fiecare dintre voi să se boteze. Atunci cei prezenți acolo s-au botezat și, cum ne spune Sfânta Scriptură, în acea zi s-a adăugat ca 3.000 de suflete. Deci aceasta a fost prima comunitate creștină. În jurul ei s-a consolidat mai apoi o comunitate și mai mare. Apostolii au mers la propovăduire și astfel a luat naștere Biserica Creștină în această zi. Deci de duminica mare sărbătorim și ziua de naștere a Bisericii Ortodoxe. Să ascultăm ce se întâmplă pe moment în Biserica cu hramul Pugurirea Duhului Sfânt de aici, de la Mănăstirea Hârbovăț. Oh!
pace tuturor, înțelepciune, și rog și Dumnezeu, minunat de când, iată-mă,
nedrept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Cetire. Doamne, ție, Doamne, slăveți-ne. Să luăm aminte. În ziua cea din urmă, ziua cea mare a sărbătorii, Iisus a stat între ei și a strigat zicând, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce au crezut în El, căci încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese prea slăvit. Deci mulți din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau, cu adevărat acesta este prorocul. Iar alții ziceau, acesta este Hristos. Iar alții ziceau, nu cumva din Galileea va să vină Hristos. N-a zis oare Scriptura că Hristos va să vină din seminția lui David și din cetatea Betleem, de unde era David? Și s-a făcut dezbinare mulții pentru el, și unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâinile peste el. Deci slugile au venit la arhierei și la farisei, iar aceia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Slugile au răspuns, niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește acest om. Deci le-au răspuns fariseii, nu cumva ați fost și voi amăgiți? Nu cumva a crezut în el cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulțimea aceasta, care nu cunoaște legea, este blestemată. A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la el noaptea, fiind unul dintre ei, nu cumva legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi și nu știe ce a făcut? Ei au răspuns și i-au zis, nu cumva și tu ești din Galileea? Cercetează și vezi că din Galileea nu s-a ridicat proroc. Și s-a dus fiecare la casa lui. Deci iarăși a vorbit Iisus zicând, eu sunt lumina lumii, cel ce-mi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cinstiți părinți coliturghisitori, iubită obște monacală, prea iubiți și dragi întru Hristos, frați și surori. Doamne, cel ce pe preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea,
l-ai trimis apostolilor tăi, pe acela bunule nu lua de la noi, ci ne-l înnoiește nouă celor ce ne rugăm ție. Drept măritorul nostru popor creștin, temător și iubitor de Dumnezeu, în această măreață zi de praznic domnesc, învăluit fiind de iubirea și dragostea dumnezeieștii treimi și a îndreptat păsul către Sfânta Biserică pentru a se bucura de sărbătoarea domnească, sărbătoarea triumfătoare a pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinții Ucenici și Apostoli ai Mântuitorului. Creștinii care pătrund esențialmente în opera mântuitoare a credinții noastre sunt prezenți astăzi cu precădere în Sfintele Locașuri de Închinare. Pentru că în această duminică cu totul deosebită noi sărbătorim ziua de naștere a Bisericii Creștine, ziua întemeierii Bisericii lui Hristos. Legea a trecut și harul a venit. Harul poposește în biserica nou întemeiată, iar prin ea asupra fiecărei suflet. Înainte de patimile, îngroparea și răstignirea sa, Mântuitorul Hristos a adresat cuvânt mângâietor ucenicilor săi, celora împreună cu care a străbătut Țara Sfântă și cărora le-a adus învățătura harului și prin care urma să o răspândească la întreaga făptură. Le-a dat cuvânt de mângâiere, cuvânt de încurajare, că ei nu vor fi părăsiți. Și îl va ruga pe Părintele Ceresc ca să le trimită mângâietor, care îi va sfinți pe aceștia. De asemenea, în ziua înălțării sale la ceruri, a poruncit ucenicilor să nu se depărteze de cetatea Ierusalimului până nu se vor îmbrăca cu putere de sus. Au ascultat de glasul Mântuitorului și s-au întors cu bucurie mare în Ierusalim, așteptând mângâierea. Și iată că aflându-se nu departe de templu, după cum ne relatează Cartea Faptele Apostolilor, într-o casă unde lăudau și stăruiau înfrângerea pâinii, apostolii erau în așteptare. Și la un moment dat, în ziua praznicului cincizecimii iudaice, pentru că și iudeii sărbătoreau cincizecimea, perioada de înaintea intrării în pământul făgăduinței. Era în Ierusalim mulțime de popor și la un moment dat s-a făcut ca o adiere de vânt și casa unde se aflau apostolii a fost adumbrită de putere supranaturală
iar pe creștetul fiecărui apostol s-a pogorât Duhul Sfânt în chip de limbi de foc, pe fiecare din ei îmbrăcând cu putere de sus. Și la acel moment, fiecare din ei au început să vorbească în limbi diferite, după cum Duhul le dădea lor a vorbi. Teologic vorbind, în aceste clipe, prin îmbrăcarea de sus a apostolilor, prin pogorârea Duhului Sfânt, a avut loc hirotonia ucenicilor Mântuitorului, pentru ca aceștia să aibă posibilitatea harică de a răspândi slova evanghelică și de a împânzi întreaga lume pentru a propovădui și pentru a-L mărturisi pe Hristos cel înviat. Sfântul Apostol Petru, supranumit Verhovnicul, a ieșit din casă și a început să predice. S-a adunat în jurul lui mulțime de popor. Scriptura ne spune că erau ca la 3.000 de suflete. Le-a vorbit Sfântul Apostol Petru despre dumnezeirea Mântuitorului Hristos, despre incontestabila înviere a sa din morți și despre Biserica lui Hristos, despre legea Harului. Iubiți credincioși, dacă e să facem o referință la perioada vechi testamentară, atunci când poporul a ridicat turnul Babel pentru a se împotrivi lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a amestecat limbile și i-a diversificat pentru a nu rămâne niște blasfemiatori. Iar acum, când poporul era împrăștiat și mai fremăta în ei frica de farisei și saduchei, prin pogorârea Duhului Sfânt în chip de limbi de foc, poporul a fost adunat, a fost unit pentru a asculta vocea lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, duminica de astăzi este supranumită cea mare, deoarece astăzi este duminica întemeierii Bisericii Creștine. Biserica creștină a fost întemeiată de Hristos și a fost îmbibată de sfințenie și continuă a fi de Duhul Sfânt. De la înălțarea sa la ceruri, noi creștinii nu mai avem pe Hristos istoric, ci pe Hristos euharistic, care izvorăște necontenit din potirul dumnezeieștei liturghii. Sfântul Atanasie cel Mare, care a stat prin opera sa la baza formulării doctrinii trinitare, ne spune că din ziua cincizecimii noi am intrat în epoca Duhului Sfânt. Iar Sfântul Vasile cel Mare, părinte capadocian, care cu înflăcărare a apărat pneumatologia ortodoxă, adică învățătura despre Duhul Sfânt, ne dă o formulă, pe de o parte, ca o tatologie, însă foarte sugestivă,
și plină de esență. Duhul Sfânt este Sfințitorul. El sfințește și revarsă necontenit în biserica sa sfințenie. Dragi credincioși, în decursul veacurilor, trupul tainic al lui Hristos, care este biserica, s-a încercat a fi hărțuită de pseudo-învățători, râvnitori și promotori ai valorilor spirituale. Perioada numită de aur a bisericii, perioada părinților capadocieni, antiohieni și alexandrini, a fost și perioada când biserica a fost supusă încercărilor și doctrina sa a încercat a fi alterată. În perioada anilor 325, iar mai apoi 381, a fost statornicită cu desăvârșire dogma trinitară, dogma Sfintei Treimi. Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Despre aceasta ne mărturisește Scriptura, atât veterotestamentară cât și cea nouă. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, teologul, ne spune în acest sens: trei sunt care mărturisesc în cer și aceștia trei, una sunt: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Iubiți credincioși, toți cei care suntem prezenți astăzi în biserică reprezentăm pleroma ecleziastică, unitatea noastră în Duh și în adevăr. Astăzi sărbătorim Sfânta și Dumnezeiasca Treime. Sărbătorim pogorirea Duhului Sfânt, Cel care necontenit încălzește inimile oamenilor și viața întregii biserici. Duhul Sfânt este sufletul bisericii. Biserica noastră dreptmăritoare nu poate fi răvășită și porțile iadului nu o vor birui, pentru că biserica care astăzi este întemeiată în ziua cinzecimii este supravegheată și învăluită de harul Duhului Sfânt. Biserica nu poate fi biruită, pentru că ea este de sorginte dumnezeiască și capul ei este Hristos. Prea iubiți și dragi credincioși, prezenți la acest praznic domnesc, să rămânem necontenit în Biserica lui Hristos, cea care ne dă vlagă spirituală, iar prin aceasta și putere fizică. Vă doresc ca să iubiți Biserica lui Hristos, să rămâneți fii devotați ai acestui organism teandric, instituție divino-umană, cea care clocește prin Duhul Sfânt viața întregii umanități. Sărbătoarea Dumnezeieștii Treimi, a pogorârii Duhului Sfânt și a întemeierii Bisericii Dreptmăritoare să fie pentru noi toți prilej de bucurie duhovnicească. Să rămâneți, dragii mei, căutători ai roadelor Harului Dumnezeu, iar roadele Duhului sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea,
facerea de bine, încrederea, smerenia și curăția. Și numărul acestora, poate la nesfârșit, să meargă. Să rămâneți, prea iubiți credincioși, în bunătatea Tatălui Ceresc. Să pogoare asupra voastră pacea lui Hristos. Și la nesfârșit să fiți învăluiți de căldura Duhului Sfânt, cel de viață, făcător. Amin. Să vă fie de bine cu praznicul domnesc de astăzi. Să zicem toți, din tot sufletul nostru, să zicem... Doamnelor și domnilor, așadar am ascultat predica pe care a rostit-o arhimandritul Ioan Moșneguțu, starețul mănăstirii Hârbovăț. Vă reamintesc, la această oră Radio Moldova continuă să transmită în direct liturghia prilejuită de praznicul pogorârii Duhului Sfânt. Trebuie să vă spunem că realizăm transmisiunea din biserica de vară de pe complexul monastic al mănăstirii Hârbovăț, biserică cu hramul pogorârii Duhului Sfânt. Aici, pe teritoriul mănăstirii, mai este și o biserică de iarnă cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica se face cunoscută mai ales prin icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, icoana pe care o puteți vedea și la Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău. Despre istoricul icoanei îl rog pe colegul meu Iulian Proca să ne vorbească. Într-adevăr, Sfânta Mănăstirii Hârbovăț este cunoscută mai ales pentru icoana sa vestită, icoana Maicii Domnului cu pruncul, numită din Hârbovăț sau de Hârbovăț, a care istorie datează de prin secolul al XVIII-lea, este singura relicvă cunoscută ca prototip pentru reprezentarea Maicii Domnului cu pruncul și mai ales ea este specifică tradiției creștine ortodoxe ruse, pentru că a fost adusă aici din Rusia luptătorul Albaduiev, care a adus-o aici în Moldova și datorită lui creștinii au cunoscut-o și cu timpul ea a rămas aici ca o jertfă a familiei acestui general. Cinstirea acestei icoane se face la data de 14 octombrie, când ea este strămutată, așa cum ne spune tradiția, pentru întreaga perioada iernii la Biserica Catedrala Metropolitană din Chișinău, iar primăvara se readuce la mănăstire, rămânând acolo întreaga vară. Și în anul 1970, așa cum ne spune istoricul acestei icoane, a fost acoperită cu o fericătură bogată, decorată cu diverse obiecte donate de către creștini evlavioși. Istoricul acestei icoane este foarte detaliat. Cunoaștem chiar și dimensiunile acestei icoane de 65x98 cm. Originalul se păstrează aici la Mănăstirea Hârbovăț. Ne-am închinat și noi, iar la catedrală este copia mănăstirii. Da, și copia icoanei de la mănăstire. Cel care a adus-o a fost, deci nu general, ci colonelul Nicolae Albaduiev, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, iar după moartea acestuia, mama lui a donat această icoană Sfintei Mănăstiri Hârbovăț. Deși cunoaștem despre colonelul, iarăși, probabil că a meritat să fie general, de asta tot facem referință la acest grad militar, dar iată că Nicolae Albaduiev, potrivit unor surse, ar fi murit în războiul ruso-turc, potrivit altor surse, însă el ar fi murit chiar aici, la Hârbovăț, în poarta mănăstirii. Lucru pe care l-a confirmat în această dimineață și părintele Staric. Într-adevăr, am dorit să confirmăm acest lucru și părintele ne-a confirmat lucrul acesta, pentru că se întâmplă așa că astăzi noi avem mașini și, într-adevăr, din păcate, se întâmplă foarte multe accidente. Atunci, pe timpul acela, existau mașini, dar nu erau atât de răspândite și totuși se întâmplau la fel accidente. Se spune că colonelul Albaduiev a fost strivit în partea mănăstirii de o căruță, de un cal, și astfel și-a găsit aici și Oșteascul sfârșit. Iar icoana aflarea ei aici la mănăstire a fost o donație a familiei lui. Deci, aflându-se aici, icoana a supraviețuit 3 incendii, iarăși ne spune istoricul acestei icoane, de fiecare dată ea fiind găsită în cenușă, dar neatinsă de flacări. Se spune că în 1816 Ștefan Lupu este cel care o îmbracă într-un veșmânt de argint împodobit cu pietre scumpe
Iar treptat vestea despre darul făcător de minune al acestei icoane s-a răspândit în tot ținutul Moldovei. Oamenii veneau aici la icoana Maicii Domnului ca la ultima speranță, ca la ultima șansă de izbăvire de boli, nevoi, etc. Credincioșii din Chișinău, care este istoricul aducerii ei în catedrala nașterea Domnului, au rugat ca icoana Maicii Domnului să fie adusă pentru o perioadă a anului în oraș și astfel cererea lor a fost satisfăcută la 17 ianuarie 1859 și astfel accesul la icoana făcătoare de minuni s-a lărgit, deși minunile despre ea se cunoșteau datorită unor ritualuri care se făceau, adică a unor drumuri ale crucii, să spunem așa, prin întreaga Moldova, la fel cum se face și astăzi. Icoana este dusă prin satele Moldovei și foarte mulți oameni o întâmpină. În anii interbelici, icoana era purtată pe trasee stabilite din timp, ce intersectau aproape tot teritoriul Republicii actuale, Republicii Moldova, iar cortegiul însoțitor uneori lua o amploare de nedescris, așa cum se întâmplă și astăzi. Deplasările icoanei Maicii Domnului se transformau în adevărate sărbători ale spiritului ortodox, iar, așa cum spuneam, în ultimii ani, icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului poate fi văzută în incinta Catedralei Metropolitane Nașterea Domnului, iar la Chișinău exista o tradiție că în fiecare vineri la ora 7 dimineață, în catedrală, în fața icoanei care este acolo, se oficează acatistul acoperământul Maicii Domnului, oficia de înaltul preasfințitul Vladimir sau de preoții slujitori, și la fel această icoană este sărbătorită și cinstită în mod deosebit în ziua hramului orașului Chișinău, atunci când este pomenită icoana Maicii Domnului Făcătoare de minuni de la Hârbovăț, alături de toți sfinții care s-au proslăvit pe pământul Moldovei. Dragi prieteni, sper că acest scurt istoric al icoanei Maicii Domnului Făcătoare de minuni de la Hârbovăț vă va motiva să veniți fie aici la mănăstire să vă închinați originalului icoanei, fie să mergeți la Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău și să vă spuneți păsurile și durerile în fața icoanei Maicii Domnului Făcătoare de minuni. Revenim în biserică pentru a mai asculta din Sfânta Liturghie. Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, și pe Domnul nostru, preasfințitul Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni, sfințit arhimandrit al Mănăstirii Adormirii Maicii Domnului din Hârbovăț, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Preacuviosul părinte nostru stareț, arhimandritul Ioan, din Duhul Sfânt și frații, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. De Dumnezeu găsit în țara noastră, Moldova, stăpânirea noastră și poporul ei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitori ai Sfintei Mănăstirii acestea, și pe alți ctituri miluitori și de binefăcători, și pe voi, pe toți, binecredincioșilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Arhimandriția voastră, era monarhia să-i pomenească Dumnezeu Sfântă. Oh,
cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi. Se apropie de sfârșit transmisiunea noastră de aici, de la Mănăstirea Hârbovăț, și pentru că suntem în Duminica Mare și pentru că am învățat de la moșii și strămoșii noștri în această zi să împodobim casele cu flori de corovate, că la poartă să punem frunze de și ramuri de nuci sau de tei, îl rog pe Iulian Proca să ne reamintească, dragi prieteni, de unde vine această tradiție și ce simbolizează. Într-adevăr, este o tradiție foarte frumoasă. Ea, într-un fel, așa cum spuneam la începutul transmisiunii noastre, a fost încreștinată pentru că Rusalii, această denumire, vine de la o veche sărbătoare păgână, Rosalia, atunci când era o sărbătoare a florilor, se aduceau multe flori. Și, deci, tradiția a fost încreștinată și este un lucru îmbucurător. Iar în tradiția ortodoxă, ea înseamnă, simbolizează de fapt limbile de foc ale puterii Sfântului Duh, care s-a pogorât peste Sfinții Apostoli, iar în alte localități există și până astăzi acest obicei, ca în afară de tradiționalul nuctei, care se pune la porți, la ușile caselor, creștinii mai aduc, împodobesc intrarea în casele lor, în special la țară, cu flori. Este o tradiție frumoasă. Și biserica cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt de aici, de la Mănăstirea Hârbovăț, a fost împodobită în straie de sărbătoare, flori și ramuri verzi. De altfel, farmecul și frumusețea acestei sărbători, Duminica Mare, se resimte mai ales la țară și noi am încercat prin această transmisiune și prin puterea cuvântului și imaginației să vă prilejuim o mică sărbătoare de suflet și un mic popas în care să încercăm a câta oară să ne apropiem de cele sfinte. Doamnelor și domnilor, am transmis în direct de la Mănăstirea Hârbovăț liturghia la Pogorârea Duhului Sfânt. Transmisiunea a fost asigurată de inginerii Nicolae Luchiță, Constantin Șapovalov, de regizorul Elena Vieru. Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Iulian Proca vă mulțumim că v-ați făcut timp pentru